Sunt vise ce parcă le-am trăit cândva și undeva, precum sunt lucruri viețuite despre care ne întrebăm dacă n-au fost vis. La asta mă gândeam de unezi seara când, răvășind printre hârtiile mele ca să văd ce se mai poate găsi de ars, hârtiile încurcă. Am dat peste o scrisoare care mi-a deșteptat amintirea unei întâmplări ciudate, așa de ciudată că de n-ar fi decât șapte ani de când s-a petrecut, m-aș simți cuprins de îndoială. Aș crede că, într-adevăr, am visat numai sau că am citit-o ori auzit-o de mult. Era în 1907, fusesem greu bolnav în București și mă întorceam la Berlin acasă. Însănătoșirea mea se făcea cu anevoință, cerând îngrijiri mari. La plecare, doctorul m-a sfătuit să mă feresc până și de cele mai ușoare zguduiri sufletești. Bietul doctor. Am dat din umeri zâmbind și am spus să fie pe pace. După un surghiun de doi ani, revedeam Berlinul. Am de Berlin mare slăbiciune. Nici împrejurări foarte triste nu m-au împiedicat să le văd cu plăcere. L-am regăsit cum îl lăsasem. Tot numai flori. Așa frumos chiar ca în acel început de iunie nu-mi păruse totuși niciodată. Ca să-l vântur însă și să-l colind ca o dinioară, nu mai mergea. Oboseam repede și oboseala putea înlesni reivirea boalei. M-am resemnat, dar câteva vreme asta pe acasă, jertfă de care mă despăgubea în parte frumusețea muzicei vechi ce se făcea la noi de dimineața până seara. Năpădit de o dulce aromeală, îmi lăsam visările să nască și să se topească în voie, în noi anul de armonii sublime, uitându-mă pe fereastră cu ochii pe jumătate închiși, cu îndoiau curcubeuri în pulberea fluidă a fântânii din larga piață grădină. <laughs> Lina boare a sfințitului legăna ciucurii purpurii ai trandafirilor agățați pe terasa casei din față, purtându-le mireasma până la mine. Seara, în sufletirea umbrilor, în oglinzi, tainic, treceau fiori. Acesta era ceasul pe care l-așteptam ca să admir colțul cel mai frumos al pieței. Un petec de pădure rămas neatins în plin oraș. Câțiva bătrâni copaci frunzoși și sumbri, vretnici să slujească de izvod celor mai cu faimă meșteri ai zigrăvelii. Îi regăseam chiar la muzeul Frederic, într-o cadră de Ruistel, aceiași copaci stufoși, adumbrind lângă o cădere de apă un castel în ruină. Odată nu puteam trece pe dinainte ei fără a mă opri de lung. Privind-o, gândul mi se pierdea fără sfârșit în fără mai de cer vânăt cu zare adâncă. E născut în mine drojdie de străvechi eres, o iubire păgână și cu cernică pentru copacii bătrâni. Lor le datoresc inspirații mult nobile și grave, fiindcă nu cred să se află pe lume vers omenesc sau cântare meșteșugită care să mă miște mai viu ca tainicul fremăt cel deșteaptă în frunzișul lor vântul serii. Arborii aceia zugrăviți mă încântau totuși mai mult chiar decât cei adevărați, acel mic peisaj melancolic înfățișându-mi o oglindire a sufletului meu. Mergeam la muzeu foarte des. Cât de cufundat eram în contemplarea cadrelor, nu treceam cu vederea nici pe oaspeți. Interesanți uneori, așa că printre ei băgasem de seamă că se află nelipsit un tânăr, care acolo mai ales ar fi atras privirile oricui, căci despre el s-ar fi putut cu drept zice că îl desprinsese de pe o pânză veche o vrajă. Poate fi plăcere mai rară pentru cei ce s-au împărtășit cu evlavie într-o taina trecutului decât să întâlnească în carne și oase o icoană din veacuri apuse? Cu doi ani înainte văzusem în sala franțuzească a muzeului o coconiță care copia după miniar pe Maria Mancini și avea o așa izbitoare asemănare cu modelul încât ai fi crezut că, privindu-se în oglindă, își zugrăvește împodobindu-l propriul ei chip. Tot astfel semăna tânărul cu unii din acei lorzi, ale căror priviri, mâini și surâsuri, Van Dyck și după el Van der le-au hărăzit nemuririi. Zic unii din acei lor, fiindcă mai toți sunt la fel. În trecut, în castelele restrânse, celor de aproape și înmulțit, înrudiți, Trăind împreună, cu același port și obiceiuri, fiecare epocă le întipărește același aer, dacă nu chiar aceeași înfățișare. Se întâmplă iarăși ca, acolo unde cu gândul nu gândești, să răsară ființe cărora le trebuie căutată aiurea în alte țări, la alte neamuri, în alte veacuri, adevărata asemănare, fără a li se putea bănui măcar, în vreun fel, cu de care îi despart prăpăstii de timp și de stirpe vreo cât de îndepărtată în rudire. Era de prisos, dar orice presupunere despre o a tânărului cu pricina. Făceam însă tot soiul de reflexie asupra ființei lui, unică într-adevăr și stranie, impunându-se poruncitor rei aminte. Mă subjugase prestigiul recei trufii a tânărului, ce, în deplină frumusețe, pășea singur în viață păsător, cu fruntea sus. L-am crezut din capul locului una din acele făpturi excepționale, străine de omenire, pentru care am resimțit totdeauna o vie atragere. Îl vedeam zilnic aproape, nu muzeul fiind singurul loc unde îl întâlneam. În plimbările ce începusem a relua prin oraș, de teama oboselii, Făceam lungi popasuri la o prăvălie, unde se degustau capodopirele unei vechi rachierii neerlandeze, după Ruisdel, Van Brauer și Van der Hoog. Nicăieri nu mă reculegeam mai bine ca în acea încăpere îngustă și cam întunecoasă ce ar fi putut face cinste oricărei locuințe de burgmaistru sau de staroste de bresla, așa bogat căptușită cum era cu stejar fumat până la jumătatea peretelui, unde blana ieșea afară, făcând jur împrejur o largă poliță pe care stăteau înșirate, năstrape și ulcioare de delt. Ce minunate clipe petreceam acolo! Alături de mine, pe singura laviță din primitoarea cămară, singuratică ziua, tânărul cu chip de portret vechi sorbea pe îndelete cele mai dulci și mai parfumate, asemenea unor nestimate topite, ațăsătoare de visări exotice și de îndepărtate nostalgii cu piperatele lor mirodenii de Iava sau de Antile. Acolo parcă nu mai eram străini unul de altul și ceea ce e nostim mai târziu, după ce ne-am cunoscut, ne-am mărturisit că și lui și mie ni se păruse a mai fi stat și altă dată împreună, într-o încăpere la fel. Nu m-aș fi gândit însă să ne prietenim chiar, fiind îndreptățit al crede că făcea parte dintr-o lume cu totul alta decât a mea. Sărea în ochi. Una e floarea de câmp, alta floarea de grădină. Acum, fie că trebuiseră veacuri ca la sfințitul ei o înaltă rasă să înflorească așa de strălucit într-un semeț avânt al sângelui albastru spre tipul ideal, fie că fusese numai o nemereală fericită, în toate chipurile mai mult nu se putea da. Mai era nevoie, e drept, și de ceva osteneală, zilnic, ca această podoabă a omenirii să-și împlinească frumusețea, pentru că atâta găteală nici la o muiere nu mi-a fost dat să văd. S-ar fi presupus după asta că era unul din acei deșucheați cu năravuri rătăcite, al căror număr pare a fi sporit în timpii din urmă, pretutindeni, într-o măsură întristătoare? Nu. Nu-mi venea să o cred, căci dacă păpușii acesteia sulemenitei flutura uneori pe buze un surâs neliniștitor, sub arcul sever al sprâncenelor, trase negre cu condeiul, ochii aveau acea nevinovată limpezime ce strălucește numai sub ploapele eroilor și ale copiilor. Era și foarte tânăr să tot fi avut douăzeci de ani. Ce nu se îngăduie la vârsta aceasta celor bogați mai ales? Lipsa grijei zilei de mâine preface creierul omenesc, amorțind simțământul temerii de răspundere. Avuția moleșește și îmbată de o amețeală dulce, neîntreruptă, ce îndeamnă la după plăceri rare, după senzații noi. Din acea lume nepăsătoare și deșartă, dezbărată de prejudecățile de rând, făcea parte și noul meu cunoscut care, fără îndoială, trebuia să se bucure de mari mijloace de trai. Arăta însă a trăi în afară de acea lume și, mai mult chiar, în afară de orice lume. Ca dânsul în Berlin mai erau și alții dar pe aceea nu-i puteai decât rare ori zării, călărind în ceața dimineții sau zburând repede seara la înfloritele lor desfătări. Nici pe el nu-l vedeam altfel decât locuind într-una din străzile ce mărginesc regescul Tirgarten, spre apus, încingându-l cu o minunată salbă de vile, unde aurul a izbutit într-o în încercarea de a sădi iarăși raiul în viața pământească. Mi-l închipuiam, dar, răsfoind cu degetele lui subțiri cărți cu legături scumpe, în soptoasa singurătatea odăilor cu oglinzi adânci, unde lâncezește o risipă de flori rare. Nu deștepta oare vedenia unui asemenea decor, singură numai pătimașa mireasma ce răspândea el în jurui, atât de îmbătătoare că treaz te făcea să visezi? o de ver. Hm, când mă gândesc, ne-am vorbit într-o zi așa, parcă ne-am fi cunoscut de când lumea. Numele lui Normand și până astăzi, nu știu dacă astfel se cheamă într-adevăr, nu mi-era străin, fiindcă numele de neam al zvăpăiaților conți de Oxford, după stingerea cărora a fost cules și a lipit la cel de Beauclerc, de stuarții de mâna Stângă, duci de San Alban, să se fi tras cumva din aceștia, nu i-ar fi făcut mai multă cinste ei, lui, decât el lor. Deși englez până în măduvă, în vorbire se slujea obișnuit de franțuzească și așa cum rar mi-a fost dat să o aud cu timbru grav al glasului său mlădios și pur, era pentru dânsul ceva mai mult decât un mijloc de înțelegere. Era o nealtă de seducere aflând ce era, l-am înțeles pe dată în totul. Datina care Brumeli a pus pe cetea numelui său trăia în obrii de ver, în deplină strălucire. Până și plăcerii de a se sulimeni îi găsisem astfel tălmăcirea. Cei din tâi locuitori albionului, de care se pomenește, nu-și boiau în întregime goliciunea în albastru? Această coloare era îndeoseb dragă noului meu prieten, el purtea în însăși făptura lui, în ochi și sub pielița foarte străvezia mâinilor în care, când la una, când la cealaltă, sclipeau șapte inele, gemene toate, șapte safire de ceilan. Cu brățara și cu parfumul, acea de neuitat mireasmă de garafă roșie, inelele erau singurele lucruri cărora le rămânea credincios. Încolo, ca îmbrăcăminte, nu știu să-l fi văzut de două ori la fel. Dar toată această migăloasă găteală nu era la dânsul decât un amănunt dintr-un întreg desăvârșit, de o fericită armonie. Obridă ver avea un creier de minune alcătuit și un duh scânteietor. El ar fi făcut fala clubului cel mai închis și nu s-ar fi simțit la strâmt nici într-o adunare de cărturari, pentru că, dacă mărturisea că rufele și le spală la Londra, adăuga că tot astfel în suta a 18 -a, Coconașii din Paris și le spălau în Flandra și cei din Bordeaux la Curaçao și așa știa să vorbească de toate, cu asemănări din trecut, cu apropieri și amănânțiri fermecătoare, de, de câte ori se întâmpla să povestească de călătoriile lui prin ținuturile străvechi ale răsăritului sau prin ostroavele pierdute ale oceanului liniștit, unde domnește primăvara veșnică. Atât am putut afla din viața lui, că văzuse multe cu tăier în măr și țări și că citise și mai multe, prea multe chiar, pentru anii lui, fiind fost cu putință să fie amestecat ce văzuse cu ce citise sau să fi privit cele văzute prin geamul înșelător al citirii care, la oaltă cu bogăția, îi cam sucise capul deși. De la fire avea judecata limpede și rece. Așa de pildă am înțeles că se îndelidnicea cu cercetări oculte, îndrăznețe, pentru care era hărăzit, pe lângă o închinare născută, rară și cu cea mai uimitoare pregătire. Părea chiar să fie avut mai multe legături cu duhurile decât cu cei vii, deoarece în povestirile sale nu venea niciodată vorba de ființe omenești. Cu ce prilej, în ce împrejurări făcuse așa de timpuriu călătorii atât de minunate, nu spunea. Precum, nici cine era, ce și de unde, dacă avea părinți, rude sau prieteni, unde sta cu casa măcar, nimic, cu desăvârșire nimic. Ce stăpânire de sine avea ca să poată ascunde astfel, la vârsta lui, fără a se trăda. Dacă el însă nu destăinuia nimic, Apoi eu îl întrebam și mai puțin și presupun că tocmai asta ar fost pricina că am legat prieteșug. O veșnicie să ne fi întâlnit, tot mai lesne i-ar fi scăpat lui o destăinuire decât mie o întrebare. De altfel, nici nu țineam să aflu ceva. Ce mă privea pe mine? Întâmplător l-am văzut, fără să bage el de seamă, alegând flori de patru-cinci de mărci, garoafe și orchidee rare, un adevărat sfreu. Și n-aș fi avut, cum cunoșteam pe domnișoara vânzătoare, decât după plecarea lui să intru să mă înfloresc căutoarea ca să aflu unde le trimisese și, punând astfel mâna pe fir, să împing cercetarea mai departe. Dar la ce bun să fi avut un scop stăruința încăpățânată cu care își perdeluia scurtul lui trecut și viața de toate zilele se putea prea bine. Era însă, o spun iarăși, atâta mândrie în privirea lui, ce pururi nepăsătoare de ce se petrecea pe pământ, arăta a se pierde aiurea în depărtările unei luni de vis, încât ar fi făcut să se risipească orice umbră de neîncredere sau de bănuială. Totuși nu-mi scăpase din vedere că uneori ar fi dat să mai spună ceva, dar se răzgândea pe loc, înăbușindu-și vorba pe buze. Roșea el atunci sub Suliman, îi se înnourau într-adevăr ochii, așa cum mi se părea într-o foarte scurtă clipă de dare pe fața unei tulburări ascunse. Nu aș putea jura, ce știu însă e că pe când povestea, privirea lui făcându-se și mai adâncă, se ațintea asupra nelipsitelor inele, lung și cu duioșie, ca și cum acele pietre ar fi cuprins taina vieții lui oglindindu-i în gheața lor, limpede și albastră, toate gândurile și amintirile. De la o vreme, fără ca legăturile noastre de prietenie să se strângă mai mult, ne vedem mai des, uneori dimineața, cel mai obișnuit după amiazi, niciodată însă seara. Niciodată. Din pricina căldurii părăsisem taverna olandeză și ne întâlneam la Grunwald, pe terasa unei cafenele, la marginea unui crâng de pini o terasă idilic de trandafiri de toate neamurile și fețele ce, la adirea vântului, se scuturau în pahare. Sosea totdeauna fără grabă și fără întârziere. Odată l-am așteptat însă zadarnic până la ceasul cinei. Întorcându-mă acasă, găseam o scrisoare în care se ruga pe scurt de iertare când nu putu se veni și scălea. Sir, obri de ve am cercetat cu luarea minte scriptura semeasă cu slove mari și pecetea de ceară albastru. Un sfinx culcat în mijlocul panglicei unei jartiere la fel cu ceea ce împresoară scutul în stema Marii Britanii. Pe panglică citeam cuvântul Remember. Ca eraldist nu eram mulțumit. Mă așteptam să aflu arme adevărate, nu o simplă emblemă. De la acea scrisoare, să Obri n-a mai dat semn de viață. Nu era de mirare. O zăpușală umedă, cumplită, clocea orașul, cu bar uriaș de ticăloșii și de rele. Nu mai era de ieșit decât seara, când să Obri nu se arăta. Nopțile erau însă atât de frumoase, încât greu mă înduram să mă mai întorc acasă. Tot umblând astfel până târziu, am avut o dată spre miezul nopții, într-o alee pustie din Tirgarten, o stranie întâlnire. Trecea o femeie înaltă cu un bogat păr roșu sub o pălărie mare cu pene, o femeie slabă și osoasă, fără șolduri și fără sâni, într-o rochie strâmtă de fluturi negri. Ea pășat țeapănă ca o moartă, care ar fi împinsă sau atrasă de o putere din afară, străină de voința ei, spre un cel tainic în noapte. Nu știu de ce nu mi-a venit să cred că e o femeie ca toate femeile, din capul locului, chiar înainte ca în ochii ei, țintiți, mari ce arătau, a privi înăuntru, și în trăsăturile feții sale, prea sulemenite să pară, a recunoaște dar mai trebuia să mă îndoiesc? Mai putea fi numai o bănuială când, în mâna cu degetele lungi, rângeau șapte safire de ceilan? <gânt> am rămas uluit în prada unui simțământ tulbure, în care și nedomerirea și urâtul și teama își aveau partea lor, apoi cu nările pline de cunoscuta mireasmă, mireasma de garoafă roșie, am dat să o urmăresc. Era însă târziu. O pierdusem. La capătul alei așteptau câteva droști de piață. Se suise pe semne întruna și pierise. Pentru un vechi berlinez ca mine ar fi fost copilăresc să mă las cuprins de uimire. Câte nu văzusem. În schimb, mă simțeam îmboldit de o curiozitate josnică, ce m-a făcut câteva seri să pândesc mereu pe acolo. Nimic însă. Este timp, arșița creștea tot mai aprigă. În ziua căreia i-a urmat noaptea ce voi povesti numai decât la vale, picaseră oameni pe drum ca muștele. Era o noapte de catifea și de plumb în care adierea molatică a unui vânt fierbinte cerca în zadar să risipească pâcla ce închegase văzduhul. Zările scăpărau de fulgere scurte, pădurea și grădinile posace tăceau ca amorțite de o vrajă rea mirosea a taină, a păcat, a rătăcire. Înaintam cu greutate prin întunericul ce vătuia aleile singuratice, trebuind uneori să mă opresc covârșit de slăbiciune. La răspântia unde e fântâna lui Roland din Berlin, în lumina prea vie care, după beznă, îmi luase văzul săgetat, mă pomeni față în față cu săr obri, ceea ce când îl privi mai bine, nu-mi făcut tocmai plăcere. Nu, pentru că de data asta am întrecuse orice măsură. Oricum nu se iese astfel în lume. Pudra cu care își văruise obrazul era albastră, buzele și nările și le spoise cu o vopsea violetă, părul și-l poleise, presărându-l cu o pulbere de aur, iar ochilor le trăsese jur împrejur largi cearcăne negre vinete, ce îi dădeau o înfățișare de cântăreață sau de dănțuitoare. Încolo îmbrăcat tot fără cusur, frac albastru, sub mantaua ușoară de seară, cu orchidea la cheutoare, nelipsindu-i nici brățara de la mână, nici inelele din degete. Avea însă ceva schimbat. Era neastâmpărat, neliniștit, pe cât eram eu demuiat și destins. Împotriva obiceiului lui, vorbea pripit și tremurat, rugându-mă să rămân cu el, el care făcea parte din acei oameni ce, fără voie, în ciuda însăși curteniei lor, dau să înțeleagă că fac o însemnată jertfă când suferă să stea cu cineva. Mai mult îmi luase chiar brațul și mă întoarse din drum. Îl simțeam cum dârdâie din toate închieturile, scuturat de friguri și vedeam cum ochii acii se ținteau în gol, sticloși ca ai femeii cu părul roșu, aci îi lăcrimau lâncezi și pierduți. După cum atunci nu venise să cred că arătarea ce trecuse pe lângă mine era o femeie, Acum mi se părea că ființa ce mă tăra cu ea în umbră nu era un bărbat. Am mers tăcuți pe marginea pădurii, eu posomorât, cătând a arăta cât mai puțin plictisit, el cu surâsul pe buze privindu-și în zare pietrele albastre de care se legau poate amintiri tainice și cărora le hărăzea parcă, cu patimă și dor, gândirea lui cea din urmă. Am mers tăcuț până ce Ajungând la podul de peste canal unde începe calea electorilor, el s-a oprit, desfăcându-se de mine. Aveam înaintea mea un alt om, cu desăvârșire altul decât acel de adineaori. Să fi avut pietrele lui visuri ascunse? Treptat se rădobândise pe sine, se îndreptase, începase nările și acum stați, apan, rece și mândru. Foarte mândru. Trăsăturile feței sale prelungi se ascuțiseră. De la albastru fraged de floare, culoarea ochilor îi trecuse la albastrul cu licări aspre al oțelului, iar pe buzele subțiate zâmbetul îi se făcuse crud. În paloarea lunară, cu părul său de aur, sărubri nu mai avea ca înfățișare, în acele clipe, nimic firesc, semănând mai mult a Serafim, a arhanghel decât a făptura omenească. Rămase astfel înmărmurit câtva timp, scrutând întunericul pe care îl biciui deodată cu mânușele lui albe, ca și cum ar fi voit să alunge o vedenie. O e noapte, zise el grav. Asemenea nopți sunt mai de temut ca beția. Vântul cald împrăștie friguri rele. Standal scrie că la Roma, când bate un anume vânt în transtevere, se ucide. Trebuie să te simți și dumneata slăbit de zăduf, urmă el. Ai să-mi faci plăcerea să iei ceva cu mine, un păstrăv doi și o sticlă de vin de rin, să ne mai întremăm. Dar înainte să-mi dai voie să lipsesc puțin. Și scoțând ceasornicul, o floare de platină moiată într-o rouă măruntă de pietre albastre. Ai să vrei să mă aștepți, nu-i așa? Am să zăpovesc nițel, poate mai mult de un sfert de ceas, oricum însă, mai puțin de o jumătate. Mai plimbă în vremea asta, ne găsim aici la pod, cine vine întâi așteaptă pe celălalt. Îmi întinse mâna care era ca gheața, ridică pălăria și mi spatele. Făcuind tocmai, îndreptându-mă din nou spre pădure, sunt în apropiere cei mai frumoși copaci ce se pot închipui, uriași, seculari, druidici, așa de înalți și de înfoiați că privindu-i îți vine să te crezi pe alt țărm. M-am întors la pod după un sfert de ceas și înainte de jumătate, dar fără am găsit tovarșul. Cum așteptarea ca toate neajunsurile pare mai grea la început am mai luat-o pe cheu în sus, fără a mă depărta prea mult de locul de întâlnire. Cheul era pustiu, iar casele oarbe. Peste tot ferestrele erau negre, unele fiind însă deschise, se zăreau înăuntru acele lucori posomorâte de argint viu ce rânjesc în oglinzi, în întuneric. Una singură de sus se împăiengina de raze slabe, aceea unei odăi încărcate de el, unde veghea o lampă așezată pe un colț de dulap. Mai mult candelă decât lampă, abia lăsând să se cearnă ca înveninată, printr-un veliș de smalțuri verzi, o lumină înnăbușită. Una din acele lumini care, după datinele vrăjitorești, sunt prielnice duhurilor rele ce rătăcesc în puterea nopții. M-am oprit și privirea mi-a rămas îndelung pironit asupra acelei ferestre. Ha! Farmecul ferestrul luminoase în întunecime. Cine s-ar mai încumeta, al spune, după barbii dorvi. Dar în nemuritoarea sa povestire e perdeaua cârmezie, în altele scrise mai târziu și atât de timpuriu uitate, sunt geamuri de nu mai știu ce colori. La fereastra mea nu era nici perdea, nici geam și, totuși, în ceața verzuie, afară de poleel și de oglinzi ce și ele păreau înzăbrănite, nu se vedea nimic. Să fi fost vreo legătură între acea fereastră care e de ajuns să închid ochii ca să-mi răsară înainte în tocmai ca atunci și cele ce s-au petrecut în acea noapte chiar bănuiesc, nu pot să știu. M-am întors la pod tot așa de nenorocos ca și în oară, prietenul nicăieri. În vederea unei așteptări mai lungi, m-am rezemat de parmatlăcul de tuci al podului lângă mal. Mi-am descoperit capul care mă durea și m-am cufundat cu totul în măreața priveliștea nopții. Nu o voi uita niciodată. E drept că așa frumoase nopți, două n-am văzut la fel. Eu care știu a prețui noaptea ca nimeni altul și care am iubit-o cum nu se poate iubi ziua. Cu și cu patimă. Sufletul meu sălbatic, care de obicei pare a ațipi zgribulit de o nemulțumire nedeslușită, nu începe a trăi pe deplin decât odată cu stingerea celor din urmă văpăi ale amurgului. Pe măsură ce se așterne vălul serii, renasc. Mă simt mai eu, mai al meu. Să-mi fi îngăduit mijloacele de trai, a schimba fața împrejurărilor, cu ani ar fi fost cu putință să nu văd raza zilei. A, să nu fi fost noapte. N-aș fi așteptat pe serobrii. Nu. Dacă e vorba, apoi nici nu țineam să le revăd de fel. Am stat pentru că. Acasă tot nu m-aș fi întors, aș fi zăbovit tot atât, hoinărind pe acolo unde, în umbră, freamătul copacilor înalți face ca singurătatea să pară nemărginită. Nu-i puteam însă ierta lui să că mă făcea să-l aștept, să-l aștept în vreme ce el, cine știe la ce desfătări se deda în înfiorarea acelei nopți calde. Poate chiar la acea tulbure lumină verzuie în brațele vreunei femei a cărei frumusețe să fi făcut pereche cu frumusețea lui. Mai aveam încă o bănuială. Mersese poate să pregătească pentru mai târziu într unirea vreunui sobor ocult și uitase de lumea celor vii. Oricum, sânge n-aveam de ce-mi face, am reluat dar fierul gândurilor sprijinit de parmaclăc în coate cu tâmplele în palme. Sub mine aluneca o solzi graș, aia pe leneșe, deasupra căreia se înfiri pastră vezui un zăbranic de aburi. Oh, canalul era sinistru! Mm. Ce deosebire! Ziua, ziveliște, în partea locului, e cum nu se poate mai blândă. Ramurile copacilor de pe maluri, înfrățite spre vârf, fac bolt deasupra canalului, în care își oglindesc frunzișul ușor și neast împărat de un verde proaspăt și fraged. Aceasta e calea ce urmează trupurile celor înnecați. În 1905, țin minte, într-o dimineață poleită de april, apele purtau o mireasă albă. Se aude de albinte la Berlin un cântec vesel, plutește un cadavru pe Lander Canal. Răcorindu-mi fruntea, o vie adiere mă trezi din toropeală. Cât am stat țintuit acolo, nu mi-am dat seama. Am tras, nesupărat de nimeni, și un pui de somn, nu știu, să fi auzit, bătând orologiul de la Gedactenix, și trebuie să fi bătut în mai multe rânduri. Când Mahmur mi-am ridicat capul din mâini și m-am frecat la ochi, pe cerul care se făcuse ca scrumul, casele se desprindeau împânzite. Vântul se rece, iar arborii pornise rageme. Mi-am acoperit capul, pălăria am găsit o jos căzută și am mai dat încă un târcol pe cheu să mai văd lumina cea tainică. Fusese însă stinsă. M-am hotărât în sfârșit să plec spre casă. început să racă strop groș și să lumina de ziua. Ca o adevărată pasăre de noapte, urăsc zorile. Fără a ține seama că o răceală mi-ar fi putut fi funestă, în loc să caut vreuna de post, am luat-o la picior pe străzile pustii, gonit de searbă de lumină ce se cernea țesută cu apă din văzduhul încruntat, biciuit în răstimpuri cu furie de vântul de miezul noapte. Când, ut că m-am văzut acasă, am fost cuprins de o ciudă grozavă, ceea ce nu m-am piedicat totuși să dorm fără vise până la miazi. Afara se așternuse pe ploaie, o ploaie care n-a contenit o săptămână încheiată decât în scurtele răgazuri ce își da ca să se pornească mai vașnică. Făceam ce dregeam și gândul îmi zbura la întâmplările din nopțile din urmă. De câte ori venea poștea, săream să văd dacă nu era ceva și pentru mine. Așteptam, bineînțeles, un cuvânt de la sărobri. Se cădea din partea lui. Și faptul că pe plicurile sosite nu se afla nici scriptura semeasă, nici pecetea cu sfinxul, nu-i puteam găsi tălmăcire. Într-un ajun de sărbătoare, vremea rea a făcut în sfârșit pace. Neîncrezător, nu ieși decât târziu la plimbare. La zări se lumina a ploaie. Era așa de albastră acea seară dulceagă și lină, de un albastru închis, fluid, că orașul părea scufundat în adâncimile tainice ale unei mări. Străzile mișnau de lume, fericirea de a trăi, de a se bucura de bunurile vieții, se oglindea pe toate chipurile, se resfrângea în toate privirile vie, aproape țătătoare, dând frumuseții femeilor o deosebită strălucire. Închipuirea mă purta în trecut. Evocam vedenia. Acum trebuie să fi fost, în asemenea seri, marile cetăți ale vechimei, Babilonul, Palmira, Alexandria, Bizanțul. Îmbinând astfel realitatea cu visarea, urmai fără grabă șuvoiul mulțimii până la podul de peste canal, unde ceasuri întregi așteptasem atunci pe sărobrii. Drăgălășia locului era împlinită, desăvârșită, de albeața fără seamănă a câtorva lebe de ce se aflau la acea oră albastră, pe apă, parcă-n întradins. Nu mai trecui podul și mă înturnai la un birt din apropiere. Pe când așteptam masa, o privire aruncată pe un ziar mă făcusă aflu abia atunci un lucru de care urla târgul de două zile. Se pescuise în Charlottenburg, acolo unde spreia și în înapoi apele împrumutate în canalului, făcând vârtej. Se pescuise, legat copză într-o mantă, un cadavru ce arăta a fi acela a unui tânăr blond și zvelt, bogat, îmbrăcat, în de seară, gătit și înmănușat, însă desculț. Tânărul fusese nu de mult ucis, Trupul purta în partea stângă a pieptului o rană adâncă. Lovitura fusese atât de puternică încât arma, o lamă îngustă cu două tăișuri, se frânsese, o parte rămânând în rană. Se găsise asupra victimei în hârtie și aur o mică avere, bașca prețul sculelor ce purta cu risipă nebună, toate din belșug bătute în safire de ceilan. Numai în safire de ceilan. În schimb, nicio hârtie tipărită sau scrisă care să poată trăda ceva despre ucis. Nimic. Nimic. Hainelor le fusese smul spetecul cu numele croitorului, iar ceasornicului tasul cu iscălitura aurfaurului. După chip necatul, nu mai era în niciun fel de recunoscut, pentru că fața îi fusese arsă cu o apă tare, ce-i rosese aproape în întregime pielea și carnea de-așa sfârșit a avut parte să robrii ver. Putea să îi spravească mai bine sau măcar mai târziu, După ce aș fi plecat eu, fiindcă din noi doi, La început, nu știu, zău, care a fost mai deplâns. Prin ce-am trecut din clipa în care am înțeles Cine era ucisul, ce-am tras, mai e nevoie să spun, și n-a fost nimic totuși pe lângă ce puteam păți. Remember? Da, cred. Se zice că frica e albastră. Eu am văzut-o de toate colorile, i-am străbătut iadul întreg, pogorându-i râpele fără fund, suindu-i culmile cele mai repe, spiscurile de groază ce se pierd în norii nebuniei, și cum n-am înnebunit de-a binele, e de mirare. Fusesem singura ființă în tovărășia căruia se arătase să robri în lume la lumină. La taverna olandeză, la terasa de la Grünwald, trebuie să fi trecut ca nedespărțiți, încât nimeni n-ar fi voit să creadă că despre tânărul cu care păream atât de legat, tocmai eu, sărăcuțul de mine, eram ăla care știa mai puțin, mai puțin chiar decât nimic. Nu ar fi dat asta mai mult de mei bănuieli că nu aș fi fost străin de răpunerea acelui necunoscut. Simțeam urzindu-se ascuns în jurul meu, strângându-se pe tăcute mrejele meșteșugite ale celei mai îndrăcite poliții, mă și vedeam apucat, năpăstuit, pierdut pentru totdeauna. Nou le surg, ispășind nelegiuirea a cine știe cui. Începusem mă mă crede singur vinovat și nu era moare, în destul, pentru faptul numai că înnădise disem prieteșu cu un om ca săr obri? Atunci mi-am dat lămurit seama cât e de greu în țară străină, între străini. Întâiul meu gând a fost dar să părăsesc numai decât Berlinul, să fug la mine în țară. Nu am putut închide ochii toată noaptea, m-a apăsa de data asta întunericul, iar zorile le așteptam ca o dezrobire. Cu lumina renăștea în mine liniștea și nădește. M-am răzgândit de plecare și mi-am desfăcut lucrurile. Apoi seara le-am strâns la loc, făgăduindu-mi iară să plec, fără greș, dimineața. Și am mers astfel multe zile, zile negre, la amintirea cărora astăzi încă pâlpâie în fior scurț răsunetul îndepărtat al spaimei cumplite de atunci, când orice nimic făcea să mi se zbată inima ca o pasăre rănită. Dar ca toate simțămintele omenești, afară de ură, cu timpul și frica se ostoiește și piere. E locul să strecor că adânca mea tulburare n-a putut fi citită din afară. Viața zilnică nu mi-o schimbasem într-un nimic, iar de focul care mă mistuia, n-am simțit nevoia să mă spovedesc nimănui, precum n-am găsit de cuvință, nici să mă duc să spun celor în drept ce știam, sau mai bine zis nu știam despre sărobrii. Am mers mai târziu la taverna olandeză și nu m-a întrebat nimeni de tovarășul de odinioară, nimeni de asemenea la terasa din Grunwald. Pretutinde în aceeași tăcere. Citeam toate ziarele și îmi venea aproape ciudă. Niciun rând măcar în care să se mai pomenească de groaznica pescuire nu se descoperise pe semne nimic. Sfinxul își păstra taina neștirbită. Alminter, prin ea însăși, pieirea lui Sărobri, ne a depășit în ochii mei însemnătatea unui fapt divers. Ce noi m-ar fi avut să împing părerea de rău cuvenită până la a plânge în acel străin necunoscut pe un Marcelus? Că era tânăr și frumos? Poate tocmai așa tânăr cum arăta nu era. Sunt ființe ce înșală vârsta, iar în ce privește frumusețea, nu e de prisos o anume lămurire găsisem frumoasă nu atât făptura lui Sărobri, cât asemănarea lui cu unii din aceia de mult pieriți în spulberarea veacurilor. Îl găsisem frumos pentru că în el vedeam retrăind o icoană din trecut, vedeam reînviat scumpul trecut însuși. Trecutul a pus pentru totdeauna. De aceea m-am împotrivit ispitei să merg să privesc și eu sub geam la morgă pe acela care fusese obri de ver. Cum înfățișarea ce o dă moartea o șterge adesea pe cea din viață, ar fi fost păcat să se strice în amintirea mea acel chip ce părea desprins, însuflețit dintr-o cadră veche. Am voit ca el să rămână așa cum l-am cunoscut, semănând atât de mult cu acei frumoși lorzi care au petrecut așa de nebunește la Whitehall cu Kilgrew și cu Rochester cu Barbara Vier, și cu Nel Gwyn. Și pe care muiați în catifele și în mătăsuri înspumate de horbote și înflorire de panglici, ținând în mână trandafiri sau mângâind câini de preț, i înfățișat surzători și mândri cavalerul Lili. Totuși, mai mult decât arătarea din afară, de la el păstrez de neșters întipărite în minte, unele mișcări lăuntrice cei scăpărau pe neașteptate în vorbire, cugetări cum n-am prins de la alții, nici n-am găsit scrise. În depărtatele călătorii plutitoare, această ciudată ființă știuse să deslușească din înfiorarea crângurilor de finici la vestirea furtunilor oceanice, șoapte adânci, să pătrundă la zări nescrutate pe care le purta oglindite în ochii lui limpez ca safirile de ceilan, taine ce nu se dezvelesc decât celor aleși, și pe care zadarnic se trudesc ale cerceta cei ce, fără chemare, ștocesc viața întreagă, văz și minte, pe buchea stearpa cărților. Și toate, tinerețe, frumusețe, înțelepciune fusese menite să i sprăvească în apa murdară a unui canal. În sfârșit, sosi ziua plecării. Începuse toamna, dar nu toamna rumenă de miază zi, bacantă, încinsă cu piele de pardos, purtând ciorchine de struguri și poame în părul arămiu, ci toamna spelba țărilor de secară și de bere, cu cer searbăt, cu soarele foarte jos, târându-se ofilit la zare. Mă din nou în casă în timpul din urmă. Citeam în neștire, citeam pentru că muzică nu se mai făcea, iar afară, pe fereastra deschisă încă până târziu, nu mai aveam ce privi. Fântânii, apele nu-i mai jucau în raze, pe terasa casei din față, trandafirii se scuturaseră, iar în colțul cel frumos se curea bătuse acei bătrâni copaci, ce păreau a fi sugrăviți de rușdăl. S-au perindat de atunci șapte ani. A fost parcă ieri, parcă niciodată. Parcă ieri, pentru că ținere de minte am bună, parcă niciodată, pentru că îmi lipsește evlavia amintirii. Mi s-a întâmplat adesea să mă gândesc la tenebroasa dramă care ei am fost, poate, în acea noapte de fiori și de friguri, martor nevăzut și orb. Ce fusese însă? Ce se petrecuse? Nu m-a mai întrebat. N-am mai ținut să știu. Ba, chiar din potrivă, dovadă de o zi, având putință să aflu, n-am voit eu. Întreziasem pe vremea într-un local de noapte bucureștean și căzuse peste mine un cunoscut de prin școală. Îl zărisem de departe și pe la Berlin. Învăța ceva pe acolo, pare Limbut peste măsură și în felul lui Hasliu, mi-a puiat urechile cu o sumă de flacuri, istorii de gazete, de fete și de slușnici, de gazde, tot lucruri înălțătoare după calapodul micuței lui HD. Cât deosebire între cum văzusem eu Berlinul și cum omul care sta în fața mea fălindu-se cu însăși nerușinarea lui ieftină. Dar de ce în acea seară se deștepta vie ca niciodată amintirea lui Sărobrii? De ce vedenia nopților berlineze cu întâlniri stranii îmi răsărea atât de puternică? Să fi fost pricina... A aburia măria spiritului de sâmburi care venea și el de la acea veche și vestită rachierie neerlandeză? Nu. Era altceva. Mai îmbătătoare ca orice băutură, mă învăluia o aprigă mireasmă de garoafă care se desprindea de la o coconiță așezată la masa de alături. Mireasma ce răspundea tânărul cu pietre albastre. Mireasma ce odată, spre miezul nopții, o lăsase în urma ei, femeia cu păr roșu într-o alee pustie din Tiergarten. Și i revăzui și pe ea și pe el și fereastra cu tulburea lumină verzuie, toată a evea ca în puterea unui vrăj Nu m-am împotrivit unui imbol neîncercat până atunci, acela de a povesti cuiva istoria lui Sărobrii de Ver. Am fost ascultat cu toată luarea minte. Băgam numai de seamă cum, din când în când, pe buzele cunoscutului meu, mija ușor un zâmbet. Când cu pescuirea cadavrului am încheiat, m-a întrebat dacă asta e toată povestea. I-am răspuns că da. Să-ți spun eu atunci, a urmarea, a reluat el. A fost dandan mare. S-a făcut mușama ce e drept, numai decât dar adevărul n-a putut fi împiedicat să răsufle. Ai să afli lucruri grozave, să vezi. L-am oprit scurt. Nu țin să aflu nimic. Și cum se uita uimit la mine, neștiind ce se priceapă, am apăsat pe cuvântul din urmă, rostindu-l de mai multe ori. Îți va părea ciudat, am urmat? Dar după mine, unei istorii, frumusețea stă numai în partea ei de taină. Dacă eu dezvălui, găsesc că își pierde tot farmecul. Împrejurările au făcut să întâlnesc în viață un câmpie de roman care să mă împlinească cerința de taină fără sfârșit. De ce să lasă milstriți? Vorbind așa, nu mințeam tocmai, dar în acestui fel de a privi lucrurile cam ușoratic, mai mult literar, se ascundea ceva mai înalt. O gândire nobilă care ea singură m-a hotărât a pune lacăt gurii cunoscutului meu și pe care, dacă i-aș fi spus-o, mă îndoiesc că ar fi fost în stare să o priceapă. După cum, pentru a nu vătăma în mintea mea icoana senina a făpturii din afară, n-am voit să văd chipul mutilat al sărmanului tânăr, tot astfel nu m-am învoit să aflu nimic despre el de teamă să nu fie ceva care să-i poată mânji amintirea sufletească. Rămână și aceasta frumoasă, fără pată în umbra de taină și de trufie. Rămână în totul săr obri de ver, așa cum mi-a plăcut să-l văd eu. Nu mai așa. Ce-mi pasă de cum era în adevăr? Am nimicit singura dovadă că l-am cunoscut în ființă. Am ars scrisoarea în a cărei pecete zâmbea Sfinxul împresurat de zicerea Remember. Remember? Da, firește că n-am să uit. Dar cum anii tulbură unele din amintirile vechi, făcându-le să plutească aburite la hotarul dintre realitate și închipuire, dacă soarta mă va hărăzi cu viață lungă, într-un târziu are să-mi pară, poate, că toată această întâmplare trăită a fost un vis numai, sau vreo istorie citită ori auzită undeva, cândva. でも。